După cum puteți vedea, autobuzele sunt dotate cu uși care au un sistem antistrivire. În interiorul acestor chedere se găsesc câțiva senzori, astfel încât ei sesizează diferența de presiune în momentul când este atins de un lucru exterior, dând comanda de deschidere automată a ușilor. Acest tip de vagon dispune de 4 uși duble, 2 simple. Au o temporizare de 5 secunde. Dacă nu s-a putut face îmbarcarea în timpul secundelor menționate, atunci la fiecare urcare, la fiecare coborâre, ușile prin sistemul de barieră luminoasă, de fotocelulă, se închid. Se deschid automat atât timp cât este nevoie pentru a face îmbarcarea și debarcarea călătorilor. În momentul în care cineva este în dreptul barierelor luminoase, ușile nu se mai închid. Aici avem un alt model de tramvai, prevăzut cu 4 uși duble. Acționarea se face prin apăsarea butonului. Ușa este prevăzută cu avertizare sonoră și avertizare luminoasă la închidere și deschidere. Aici avem o temporizare de circa 10 secunde. La fel este prevăzută cu senzori aflați în chedere, senzori antistrivire. La o acționare de acest fel de 3 ori, ușa va rămâne deschisă până ce vatmanul vine și constată cauza blocării ușii. Vatmanul are acces vizual asupra întregului sistem de uși al tramvaiului, asupra tuturor ușilor. În cazul de față, pictogramele sunt de culoare albastră. În momentul în care vatmanul ajunge, face oprire, ajunge în stație, el va da posibilitatea călătorilor de a deschide ușile. Culoarea galbenă indică faptul că vatmanul permite accesul și coborârea călătorilor din mijlocul de transport. În momentul în care este acționată o ușă, se face comandă pentru deschidere, pictograma își va schimba culoarea în roșu, atât timp cât ușa este deschisă, pictograma va fi roșie. Când ușile s-au închis, se semnalizează faptul că ușile sunt închise, pictogramele sunt galbene, iar în momentul în care vatmanul dorește să pornească, să plece din stație și ia condiția de pe ușă, ia posibilitatea călătorilor de a urca, de a coborâ, pictograma devine albastră, tramvaiul este gata de plecare de pe loc.